Simona aici a copilărit în București. Dar când ne ducem în copilăria ei, cea mai puternică, prima emoție din copilărie, amintire din copilărie, unde se oprește? Copilăria este subiectul cel mai sensibil și dureros pentru mine, pe care l-am acceptat foarte, adică foarte greu am acceptat traumele și prin ce am trecut. Și acum pot să vorbesc despre asta, să nu mai plâng în hohote, dar acum și acum câțiva ani, de fiecare dată când povesteam ceva de copilăria mea, plângeam în hohote. De ce? Pentru că am avut o copilărie foarte grea, într-adevăr. Nu mi-aduc aminte foarte multe lucruri, adică nu mi-aduc aminte lucruri frumoase din copilăria mea. Am avut o copilărie grea, cu lipsuri, cu o familie, mă rog, în care tata umbla cu femei, erau multe bătăi în casă, dar acum am făcut pace cu el și n-aș vrea să-l supăr, să mai zic încă o dată anumite chestii. Adulții uită, adulții iartă. Micuța Simona, despre ea vorbim. Unde a crescut în acești București? Ne poți duce la tine acasă? M-am născut și am copilărit pe Calea Victoriei, în spate la Cecu Mare. Acolo este și sufletul meu. Când am pierdut casa, am făcut un șoc foarte, foarte mare. În perioada aceea aveam probleme și cu fratele meu, care se droga, Dumnezeu să-l ierte, și am ajuns și la psihiatrie, am fost internată la psihiatrie. E foarte greu să vorbesc despre... Despre această casă. Despre această casă, da, pentru că acolo m-am născut, acolo am copilărit. Era universul tău. Da. Suntem pe stradă din fața casei și intrăm împreună. Oh. Îți este teamă de cele mai multe ori să intri? Ești fericită când vii de la școală și intri? Ce te încearcă? Care sunt sentimentele micuței Simona când intră în această curte? Mi-era frică să merg acasă. Știam că pot să iau bătaie oricând și mi-era foarte frică. Pașii erau mici? Ocoleai de multe ori ca să ajungi mai târziu? Nu, că mi-era frică, știam că dacă întârzi sau ceva, adică nu... Știam că pur și simplu, fără motive, mâncam bătaie, dar aminte să mai fac și ceva. Intrăm în curte. Pe cine găsim în curte? Când era acasă bunica mea, eram foarte fericită, pentru că bunica mea și acum este îngerul meu păzit. Așa simt eu că mă ajută și... de pe lumea cealaltă. Ea, bunica mea, este și exemplul meu în viață. Cum o chema? Mamana, i-am zis eu, că pe ea o cheamă Maria și a fost mama mea. Prima mea mamă, că o iubesc și pe mama acum și am grijă de ea, dar ea a fost pentru mine mama mea. Protectoară. Da, ea, datorită ei am și ajuns să mă nasc, pentru că eram programată la avort și bunica mea a avut un vis. Cer scuze. Ce spunea visul? A visat o groapă mare de unde se aruncau copii și ea s-a trezit spunând, ea mea, ea mea, ea mea. Cu o fetiță în brațe și dimineața aia știa că mama avea programare la avort, era ilegal pe vremea aceea. S-a dus cu noaptea în cap la moașă, cum erau pe vremurile alea, și i-a dat o sumă de bani, i-a explicat situația și a rugat-o să vină în control la prima oră, ca să nu apuce mama să meargă la avort.
Și noi stăteam la etajul 2, a fost prima dată la etajul 3, au controlat fetele de acolo, a ajuns la mama și a scris că este, a controlat-o și a scris că este gravidă. Și nu a mai putut să facă avort. A intrat în lumea asta ca un copil nedorit de părinți. Chiar am fost nedorită și am simțit asta toată copilăria mea. Tatăl meu a spus că nu sunt copilul lui pentru că am ochii verzi, deși eu semănăită cu el. Bunicul meu are ochii verzi, dar părinții mei ambii au ochii căprui. Și el nu și-a dorit fată. Și pentru chestia asta m-a chinuit. Erau și alte vremuri, el avea o altă gândire și n-a vrut să aibă fată. Cu ce model a crescut Simona? Am foarte mare emoții, n-am vrut să mai vorbesc așa despre... Deci chiar am atacuri de panică în momentul ăsta, deși nu se văd. Respir așa greu și simt un gol în piept. Pentru că chiar am avut o copilărie. Dar golul vine în momentul în care te gândești la ce s-a întâmplat între ei doi? În toată casa. Pentru că nu am mâncat numai o bătaie, toți am mâncat bătaie. Dar l-am iertat pe tata și lui pare rău. Nu știu ce să... Mama a avut același tratament din partea tatălui? Da, mama nu are nici măcar din singură de la bătăi, adică la modul acesta, da. Și voi, tu, de exemplu, erai martoră? Se ajungea și la tine cu bătaia? Da. Începea de la mama? Da, erau episoade, da, când mâncam toți bătaie din casă, da. Cel mai violent episod pe care ți-l aduci aminte din istoria voastră ca familie? Care mă privește pe mine sau... Pe voi ca familie. Mi-aduc aminte că odată m-a bătut tata atât de tare încât m-a găsit bunica mea sub masa de la bucătărie și leșinasem acolo, făcusem pipi pe mine și eram inconștientă.